Alo? Alo, alo. Da? Mamă? Mă auzi? Eu te aud. Măi, tu mă auzi? Hai că eu te aud pe tine. Iulia, se aude mamă? Ok, ok, hai că închid și mai încerc o dată. Sărmână, mamă, mă auzi acum? Alo, mă auzi? Merge? Hai că de data asta a fost cu noroc. Te pup. Ce faci? Mi-era frică să nu fie ceva de la internet, că te auzeam așa desnânat. Păi ce să fie? N-are ce să fie. Nu era stabilă conexiunea atâta tot. S-a conectat la CarPlay. Nu mai e ca pe vremea ta când intra cu plajul pe fir. Cum ești? Toate bune? Bune, cum să fie. Prin casă. Tu ești în mașină? Păi da, am ieșit la cumpărături și am prins o coadă de mai să mă prindă curfew pe străzi. E haos că într-o oră trebuie să fim în case și conduc toți ca pe medicii. Dar tu de ce că fii așa? E, iar stă în casa cu susul în jos și faci curățenie generală a doua oară într-o zi jumate? Nu, nu. Mi-am luat un curs din ăsta online de yoga. Dar mai limpeze și eu gândurile în izolare. Iulia, te roagă mamă din suflet, puiule, ai grijă de tine. Ai mască, da? Te-ai dezinfectat? Nu te-ai îngrămădit cu toți pe acolo, da? Mămica mea, yoghina amatoare. Vorbești cu mine, mai știi? Fica ta care spală legumele și fructele cu detergent special de legume și fructe dinainte să înceapă isteria asta. Știu și eu, mai mamă, că stau cu grijă și numai cu gândul la tine. Și nu mai râde și tu de mine că sunt yoghina. Puțină meditație chiar ajută. Da, văd cum te ajută. Stai cu mintea numai la prăpăstii. Și fumezi. Te-am prins în flagrant. E prima pe ziua de azi. E, stai tu liniștită că am ajuns, slavă Domnului, într-o țară civilizată, cu oameni normali la cap care știu să se spele pe mâini și fără să le spună la televizor. Pentru tine îmi fac mai mult de griji, că știm doar în ce gură de rai plină de păririști și conspiraționiști ai norocul să trăiești. Gură de rai? Aia, mă, mamă, că m-ai făcut să râd. Uite, m-am potat și cu cafea. Păi nu așa le predai tu elevilor tăi? Pe un picior de plai, pe o gură de rai? Că din generație în generație tot învățăm că e ok să ne luăm informațiile de la oi vorbitoare și că e și mai ok să stăm cu mâinile în sân când alții vor să ne fure și să ne mătrășească. Asta ai înțeles tu din Iorița. Se vede că nu ai fost eleva mea. E irelevant ce am înțeles eu din comentariile învățate pe de rost din culegerile scrise de colegii tăi. Culegeri din care, apropo, s-au și îmbogățit. Treaba lor. Ce importanță are asta? Are importanță. Pentru că am mai multă dreptate cu interpretarea mea, așa pesimist personalizată cum e, decât aveți voi când repetați plictisiți la clasă ce simbolizează fluierașul de os și de soc și ce mai aberați voi acolo. Iulia, s-a întâmplat ceva? Ce-i cu tine de te-ai pornit așa? Nu e nimic cu mine. E cu țara aia. Că mie nu mi-e frică să ies pe stradă aici, unde toți poartă mască și stau cu dezinfectatul în mână și toată lumea așteaptă la rând ordonat și de bun simț. Mi-e frică pentru tine. Că degeaba ai tu grijă să te păsești dacă pe trotoare e plin de gume de mestecat, scuipate și rahat de câine. Iulia! Te rog, ai grijă la limbaj. Sunt de acord cu tine, nu e o plăcere să-mi fie frică de toți grăbiții care se împing printre raioane. Suntem departe de a ști măcar ce e acela simț civic. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să vorbești urât cu mama ta. Iartă-mă, iartă-mă, știi că mă inflamez aiurea. Dar când văd știrile de acasă, mi se ridică tensiunea, jur. Dă-i ceva de mâncare lui Felix, că se vaită pietul motan ca din gură de șarpe. Așa bunică rea ești. Știi ce șmecher e? Se bagă și el în discuție. Combate cot la cot cu noi. Nu te mai uita la toate știrile, citește o carte mai bine. Citesc, mamă, citesc. De când sunt mică, tot asta îmi spui. Am citit o bibliotecă întreagă. Și o să mai citești încă una și foarte bine faci. Ai învățat să gândești cu mintea ta. Nu să te uiți la toate prostiile și să te păcălească ăștia cum vor cu manipulări de 2 lei. Tocmai pentru că gândesc cu mintea mea, mă îngrozesc de ce se întâmplă. Iartă-mă, sunt și eu speriată. Nu-ți mai bate tu capul cu mine. Sunt bine.
Uite, stau în casă, mă feresc, nu umblu bramura. Dezinfectez tot, sunt majoră și vaccinată. E, aia e, că nu ești. Cum adică? Păi nu e nimeni vaccinat pentru virusul ăsta. Era o metaforă. Dar nu știu ce-i cu tine azi, că pe toate le e în răspăr. Da, ai dreptate. M-am agitat că a trebuit să ies și... Na, cred că m-am descărcat și eu cu tine la telefon. Iartă-mă, n-am vrut. Nu-i nimic. Știi că poți să-mi spui orice. Ai ajuns acasă? Da, am găsit și loc de parcare. Bravo, bravo, hai, fugi în casă că e aproape fix. Da, de ce să fug, frățioare? Încet nu putem merge. Ia uite, ai citit și te bine-ți prinde. Ce fată de 23 de ani mai vorbește cu mama ei în citate din Boromeții? Mhm. Și ai văzut ce referințe culturale am, da? Am văzut, cred că n-am băgat de seamă. Ai un cap bun, de mică îți merge mintea. Numai să fii și tu mai calmă. Nu mai lua chiar tot un tragic. O să fie bine. Ne auzim? Ne vedem? Da, să rămână, doamna Olga, da, sunt aici. Cred că e o problemă cu internetul, că nu-i văd pe colegii tăi. Nu știu ce se întâmplă. N-are nimic netul, profa. Nu sunt eu online. Sunt plecați în drumeție, sau cum eu mai zice. Foarte bună glumă. Hai, fii serios, Nichi, te rog. Chiar dacă nu suntem la școală, sunt încă profesoara ta de limba română. Nu vă mai oțărâți așa, profa, că vorbeam serios. Suntem la banchet. Ăștia au plecat în pădure să vadă nu știu ce cascadă. Voi vă țineți de glume proaste cu mine acum înainte de bacalaureat. Hai, ce cascadă, ce banchet. Spune-le să-și deschidă camerele și să începem ora. Doamna Olga, jur să crape Jaxana dacă vă mint. Suntem plecați la Bușteni în gașcă. Facem bairam de sfârșit de liceu. Eu am rămas acum la cazare că nu-mi arde să bat munții patriei, că-mi bubuie capul de nu știu ce-i cu mine. M-ați trezit dumneavoastră cu apelul ăsta. Voi chiar sunteți la munte în plină pandemie. Exact. Cum să faceți așa ceva? E interzis. E stare de urgență, măi copilule. E stare de urgență pentru toți proștii aia care pun botul, profa. Pentru noi, că suntem băieți deștepți și știm cum stă treaba, e banchet la capana de ham. Părinții voștri știu ce faceți? E vreun profesor cu voi, doamna directoare, știe de așa ceva? Sper că nu ne dați în gât acum. Eu v-am zis asta pentru că sunteți profa noastră preferată și credeam că suntem tovarăși. Dar dacă vă știam de turnătoare, nici nu stăteam la discuții. Avramescu Nicolae, te rog să-ți măsori cuvintele. Da. Eu nu sunt tovarășă cu tine. Am înțeles, să trăiți, să rămână, mă scuzați. Te rog să nu fii și impertinent. Haideți, profa, să-mi țepenesc aici, jur. Fiți mai pe chill, că stăm pe videochat. Nu suntem la școală, n-aveți catalog, nu stați la catedră. Nici eu nu mai sunt elevul dumneavoastră în a 12H. Peste 2 săptămâni, după ce am dat bacul, gata, mai vorbim ca între prieteni. Eu nu sunt prietenă cu elevii mei. Foarte bine faceți. Eu de asta am intrat pe Skype să vă spun să nu mai insistați atât, că nu mai facem nicio oră săptămâna asta. Și ați plecat așa de capul vostru? Voi sunteți inconștienți? Nu, profa, ne-am organizat, că la combinații suntem olimpici. Avem declarații de toate. Am plecat cu mai multe mașini, fiecare cu fițuica lui în buzunar, căci că Sanchi, mergem la rude bătrâne să le ducem mâncare. Oricum avem portbagajele pline, vă dați seama. Facem niște grătare aici de mor toți urșii din pădure de poftă. Păi și unde stați? Hotelurile sunt închise. Păi ce hotel ne trebuie nouă? Am găsit o cabană pe Airbnb și aia a fost. Nichi, dar e ilegal. Dacă pățiți ceva, doamne ferește. Ce să pățim, doamna Olga? Gata, suntem oameni pe picioarele noastre de acum. Sănătoși, frumoși, ia uitați.
și deștepți, știți dumneavoastră. E pandemie, e periculos. Hai, profa, dumneavoastră chiar credeți tot ce zic ăștia, căci că să purtăm botniță de hârtie ca să ne salveze viața? Pă bune, nu mai știu ce să ne mai vândă. Numai bunica mea stă și tremură sub pătură și dă cu clot de 15 ori pe zi de a subția toată cresia din cură. Nu e de joacă, e ceva serios, nu fi teribilist. Prof, eu sunt băiat deștept, eu sunt realist, nu mă face nimeni pe mine. Poate că mor toți pricăjiții aia care n-au ce mânca, vai steaua lor, care oricum dacă nu mureau de covidul ăsta, mureau de fomiși ce sunt. Și ce pentru ăștia să nu ne vedem noi acum de viața noastră așa frumos, pe lux, pe opulență, ca băieții finuți? Nichi, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Nu știu în ce anturaj ai intrat, dar tu nu erai așa. Tu ești un copil inteligent, te ții minte din clasa nouă, erai atent la oră, vorbeai frumos. Foarte mult te-ai schimbat de atunci. Tocmai pentru că mă duce capul, profa, n-aveam cum să rămân așa. Eu, elevul model, să dorm pe mine. Am văzut și eu cum stă treaba. Azi toți sunt pe flexare, pe barosăneală. Nici nu cred că există în dicționar cuvântul ăsta. Ce, barosăneală? Păi, profa, e așa un fel de hau-bau, șmecherie, adevărăciune, știți dumneavoastră? Nu știu și nici nu vreau să știu. Îmi pare rău că te risipești în tot felul de prostii, că ai un fond bun. O să ajungi la 30-40 de ani și nu o să știi când ți-a trecut viața. Da, profa, numai că acum se trăiește altfel. Ori arăți că ești bazat, ori ești luat de prost. Dacă nu te descurci, putrezești sclavete într-o corporație la muguli. Știu de la tata, ăștia cu noua lor ordine mondială vor acum să ne pună pumnul în gură, știți? Să ne țină sclavi toți la ei pe plantație. Și acum mai nou au dat ei cu covrigul ăsta în popor ca să ne țină închiși ca pe vite și să-și facă ei mendrele. Să ne vaccineze, să ne cipeze și pe aia să facă ei ce vor cu noi. Cum poți să crezi așa ceva? Astea sunt niște fantasmagorii, nu au nici un fundament, nu e nimic verificabil. Ce să mai verificăm, profa, că așa e? Se vede cu ochiul liber că dacă nu te descurci și dacă nu ești deștept și nu fentezi tu sistemul, te mănâncă el cu fulgi cu tot. Nichi, tu ești un copil bun. Te rog mult, ai grijă de tine. Da, mulțumesc. Stați chill, că o să fie bine. Ești bine? Poftim? Olga? Ești ok? Cine e acolo? Cine ești? Olga, liniștește-te. Respir. Cum ai intrat în casa mea? Unde ești? Chem poliția! Ieși imediat din casa mea! Vino înapoi în sufragerie. Aici. Pe fotoliu. Unde ești? Eu sunt Felix. Ce? De ce te sperii așa? Aud voci. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Nu auzi voci la plural. Auzi vocea mea. A motanului tău. E ok. Vorbesc cu pisica. Adică, pisica îmi vorbește mie. Doamne Dumnezeule! De ce duci acest dialog în derizoriu? Comunicăm. Asta înseamnă mai mult decât o pălăvrăgeală sau simpla posibilitate mecanică de a pronunța și articula cuvinte.
E un schimb de energie, nu? Așa ceva nu există. Nu e adevărat. Visez. Oare? Motanul meu, Felix, îmi explică subtilitățile dialogului, îmi spune despre energie și... Nu. Am înnebunit singură în casă, asta e. Trebuie să chem salvarea. Nu trebuie să faci nimic. Nimic nu trebuie. Liniștește-te. Și bucură-te că sunt lângă tine. Tu chiar vorbești? Nu e o farsă, nu e o halucinație. E ce vrei tu să fie. E realitatea. Realitatea? Ce poate fi adevărat la o pisică vorbitoare? Realitatea e suma percepțiilor noastre, nu? Asta e realitatea ta, Olga. Nu se poate, nu e credibil, nu e firesc. Firesc? Ce înseamnă firesc? Firesc în raport cu ce anume? Și cine face regulile? Nu e normal! Dacă amândoi cădem de acord că e și posibil și real, atunci nimeni nu ne poate contrazice. E în mintea mea. Nu e adevărat. Totul e în mintea noastră. Suntem cu toții niște impulsuri electrice ambulante care generează diverse reacții biochimice în virtutea cărora acționăm. Fii bună și schimbă-mi și mie lăpticul. E rămas de ieri. Da. Imediat. Acum ți-l aduc. Mulțumesc frumos. Cum spuneam, suntem creiere pe două picioare, Olga. Spirit și materie îngrămădite în cutiuțe etichetate de alții. Dă-ți voie să fii. Pur și simplu. Să fii. Motanul meu îmi ține lecții de filozofie New Age. Am fost doar mai disponibil și mai atent la cursurile tale de yoga pe care ai dat o grămadă de bani și uite ce bine mi-au prins. Deci tu chiar vorbești. O spui atât de vulgar. Vorbirea e doar un accesoriu. Cuget și exist. Asta e mult mai fascinant, după umila mea părere. Îl știi și pe Descartes? Din ce în ce mai fabulos. Nu mă pot lăuda cu asta, dar un citat, două, am auzit și eu. Ai fost mereu așa? Nu contează decât ceea ce sunt acum. Și cel de acum îl determină pe cel ce am fost, care la rândul său îl proiectează pe cel ce voi deveni. Extraordinar! Știi și fizică cuantică? Sunt un diletant în domeniu, dar cochetez cu zona de interes. Să nu-mi spui că și citești. Încetează să mă mai tratezi ca pe o ciudățenie. Sunt și gata. Dar cum de te-ai hotărât să vorbești cu mine tocmai acum? De când nu ai mai vorbit cu cineva? Păi, cred că acum vreo 2-3 luni sau... Nu. Ultima oară am vorbit cu... Ai uitat. Nu, știu. N-am cum să nu știu, trebuie să știu.
Nimic nu trebuie. Ai uitat, pur și simplu, e normal. Nu. Am vorbit cu Iulia, cu fica mea. Când? Nu mai știu exact, dar am vorbit și cu elevii mei. I-am și văzut pe internet. Când? Acum, nu mai știu. A trecut ceva vreme. Când? Nu mai țin socoteala zilelor. Pentru că nu mai există timp. Vorbești prostii. Stai închisă aici de câte zile? Din martie. Și acum suntem în... Nu știu. Nu e nimic. Asta face frica din oameni. Anulează realitățile deprinse prin obișnuință și le înlocuiește cu altele mai plauzibile, mai suportabile. De când sunt aici? Nu are nicio importanță. Asta e realitatea ta. Un spațiu închis în care ai norocul să conversezi civilizat, elevat, chiar aș putea spune, cu mine. Sunt nebună. Deloc. Ești ceea ce ești și nimic altceva în plus, nimic altceva în minus. Ești. Ajutor! De ce strigi? Pe cine strigi? Ești singură. Dar mai pe mine. Ai putea chiar să te bucuri de această companie. Alții discută cu prăjitorul de pâine sau cu butoanele de la aragaz. Tu mă ai pe mine. Asta e realitatea? Așa se pare. Asta e lumea în care trăim? Am supraviețuit doar ca să stăm închiși între patru pereți și să auzim voci? Pentru asta ne-am luptat cu boala și moartea? Asta e? Atâta e? Nu mă flatează accepțiunea ta precum că aș fi doar o halucinație auditivă. Dar în rest... Da. Cam asta ar fi. V-ați speriat așa de tare de moarte încât ați uitat să trăiți. Ați redus viața la un simulacru al unei existențe cam triste. Nimic nu e adevărat. Nu, refuz, refuz, refuz să cred asta. Poți alege și să nu crezi. Da. Dar gândește-te la alternative. Ori o conversație stimulantă cu motanul tău vorbitor Felix, ori disperarea, frica și moartea. E absurd. Este. Existența e absurdă. Altfel nu ar mai avea niciun haz. Vreau să mă trezesc din coșmarul ăsta. Oprește-te, te rog, îmi vreau viața înapoi. De ce coșmar? E cum nu se poate mai plăcut. O să fie bine. Parcă așa spuneai. Cum o să fie bine? Ce o să mai fie bine? Este bine deja. Așa arată binele pe care l-ați tot dorit și la care ați sperat. E foarte bine. E cum nu se poate mai bine. E bine? Așa e bine? E real. Și asta e tot ce contează. O să fie bine. 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 O să fie bine.
O să fie bine. Ați ascultat O să fie bine, un spectacol radiofonic despre cei patru pereți ai fricii sparți de torsul unui motan. Scenariul și regia artistică Alina Epângeac. În distribuție Olga Marcela Motoc, Iulia Sidonia Doica, Michi Adrian Loghin, Felix Teodor Ghiță. Muzica originală și regia muzicală Alin Păun. Sound design Mihnea Chelaru. Inginer de sunet George Lazar și Ieronim Pogorilovski. Producător artistic Beatrice Popescu. Spectacolul a fost produs de editura Casa de Pariuri Literare. Un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.